Imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale unui magazin situat în imediata apropiere a Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Maramureș dovedesc încă o dată, dacă mai era cazul, că infractorii nu duc lipsă de imaginație și nici de răbdare pentru a intra în posesia unor bunuri fără a le plăti sau a munci pentru ele. Doi bărbați au reușit să înșele două vânzătoare, iar modul de operare este nou în Baia Mare. Indivizii vin la teșgheaua magazinului non-stop. Primul comandă ceva și îi dă vânzătoarei 100 de lei. În acest timp, celălalt bărbat stă în spatele primului. Una dintre vânzătoare îi dă restul de la 100 de lei primului bărbat, iar în acest timp, cel de-al doilea întreabă de unde să-și ia un suc și se spune că de la frigider. În acest timp, alți clienți sunt serviți. Al doilea bărbat revine cu sticla de suc și îi cere restul vânzătoarei. Una dintre ele, derutată probabil, îi spune că nu i-a dat banii. Atunci bărbatul ridică vocea și îi spune că i-a dat 100 de lei și așteaptă să primească restul. Mi-ați luat banii, domnișoare. Ce dracu, cum să vă plătesc? Vă plătesc de două ori? Nu v-am luat banii, domnule. Când v-a schimbat băiatul, cum? Doamne, să-și aveți una crăpată pe cap de 100 de lei. Ce dracu? Așa. Și mi-ați luat banii, cum? Să vă plătesc de două ori? Dar nu domnul a plătit, cavadorul, cu ea de ce cavadorul, domnule? Sunt, ce îmi spuneți de mie de cavador? Domnul, ia vedeți că ai mers într-un pic crăpat pe cap. 100 mi-a dat, a, domnul. Nu, doamnă, eu v-am dat. În cele din urmă, vânzătoarea îi dă și lui rest de la 100 de lei, deși imaginile surprinse de camerele video din magazin evidențiază că nu a scos bani din buzunar.